Lansarea programului privind casarea autovehiculelor uzate a fost amânată, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Motivul ar fi necesitatea de modificare a ghidului de finanțare al acestui program. În perioada 21 octombrie-23 decembrie 2022 sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare, solicitanții vor depune cererile de finanțare împreună cu documentația aferentă în aplicație informatică prin intermediul conturilor de utilizator create. Conform Agenției Fondului pentru Mediu, vor rămâne valabile conturile utilizatorilor înscriși în programele Iluminat Public, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, eficiență energetică în clădirile publice, Rabla Classic și Rabla Plus, acestea putând fi accesate în scopul depunerii cererilor de finanțare și pentru casarea autovehiculelor uzate. La sfârșitul lunii august, Agenția Fondului pentru Mediu transmitea că unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale capitalei se vor putea înscrie în programul Rabla 2022 și că se vor putea crea astfel conturi de utilizator după data de 23 septembrie. Bugetul alocat acestei sesiuni de finanțare este de 50 de milioane de lei. Beneficiarii programului Rabla 2022 pot obține finanțare pentru cel mult 100 de mașini uzate în cazul UAT-urilor cu o populație mai mică sau egală cu 1000 de locuitori, 500 de mașini uzate pentru UAT-urile cu o populație de 5000 de locuitori sau 50.000 de mașini uzate în cazul UAT-urilor cu o populație mai mare sau egală cu 200.000 de locuitori. Numărul mașinilor crescând în funcție de numărul locuitorilor. Prin acest program, persoanele fizice sau care dau la schimb o mașină mai veche de 15 ani pot primi tichete în valoare de 3.000 de lei, 50% din suma fiind alocată din bugetul Agenției Fondului pentru Mediu și 50% din bugetul local al UAT-urilor. Beneficiarul nu va putea cumpăra o mașină cu norma de poluare Euro 4 sau inferioară, acest lucru într-un termen de 3 ani de la primirea tichetului prin programul Rabla 2022. În cei 10 ani de când în România se desfășoară programul Rabla, în jur de 80.000 de români și-au cumpărat o mașină nouă cu ajutorul statului. Ținta Ministerului Mediului este însă ca până în 2026 să scoată de pe străzile României mai mult de 250.000 de mașini vechi. Mașina trebuie să fie mai veche de 15 ani la momentul înscrierii în program, vechime calculată de la anul fabricației, să fie înregistrată în evidențele fiscale din localitatea în care se solicită casarea, să aibă norma de poluare Euro 3 sau mai puțin și să fie înmatriculată în România de cel puțin 3 ani. Acestea fiind condițiile de eligibilitate ale unei mașini pentru programul Rabla.